Ziua eroilor a fost celebrată astăzi cu mare fast în municipiul Drobeta Turnu-Severin. În semn de respect și recunoștință pentru înaintașii care și-au dat viața pe câmpurile de luptă, atât autoritățile locale și județene, cât și mai mulți reprezentanți ai instituțiilor publice au adus un omagiu eroilor români. Gerbe de flori au fost depuse astăzi la Monumentul Eroilor din Drobeta Turnu-Severin. Ceremonialul militar, dar și religios, fiind o zi cu dublă semnificație, s-a desfășurat cu mare fast în municipiul nostru. Prezent la ceremonie a fost și președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, care și-a exprimat prețuirea față de bravi eroi ai neamului românesc, dar și recunoștința pentru exemplul lor de dăruire. Trăim astăzi o zi cu o dublă semnificație. Pe de o parte, praznicul Înălțării Domnului, care ne amintește de momentul biblic al finalizării activității pământești a Mântuitorului, la 40 de zile după Paște, iar pe de altă parte, ziua eroilor neamului. Ne aplecăm așadar, cu credință și responsabilitate, asupra celor care s-au jertfit pentru integritatea și libertatea statului român. În momentele grele și decisive ale națiunii noastre, eroii, a căror memorie o cinstim astăzi, și-au sacrificat propriile vieți pentru ca generațiile care i-au urmat să trăiască într-o țară independentă și liberă. Suntem astăzi parte a celor mai importante organisme europene și mondiale. Suntem o Românie puternică, iar acest lucru îl datorăm într-o mare măsură. Au fost cei mai curajoși apărători a interesului național, iar acum avem obligația morală să-i comemorăm pe eroii zilelor noastre, militari și civili care și-au pierdut viața în misiune de salvare. Trăim astăzi într-o țară liberă și independentă datorită curajului de care au dat dovadă eroii români. Au fost cinstiți cu mare prețuire și recunoștință în Drobeta Turnu-Severin, iar edilul orașului Marius Creciu și-a arătat de asemenea prețuirea față de curajul acestora. O zi deosebită pentru noi ca popor, ziua în care ne cinstim eroii, ne cinstim înaintașii. Ne revenim încet, încet la normal, lucruri care altădată le făceam, să zic așa, intrase în cotidian. Acum ne bucurăm că am putut fi ceva mai mult decât de obicei, dar nu cum eram odată. O zi deosebită, să-i slăvim pe cei care s-au jertfit pentru țară, dar cel mai important, onoarea care le arătăm, le arătăm prin munca pe care o facem. Ei s-au jertfit să avem o țară liberă. O țară completă, asta trebuie să facem, să păstrăm o țară liberă, o țară în întregimea ei și noi, cei care suntem în anumite funcții vremelnice, să muncim pentru țară și pentru popor. Din cauza actualului context social, anul trecut acest eveniment privind cinstirea eroilor neamului românesc nu a mai avut loc, iar astăzi așteptarea a luat sfârșit pentru cei plini de recunoștință. În Drobeta Turnu-Severin s-a putut ține un omagiu și au fost depuse gerbe de flori la Monumentul Eroilor.